Să fac lumină în cazul morții fratelui meu, care a decedat în data de 4 decembrie 2018, chiar în ziua când trebuia să fie plătit, după 7 ani de sclavie, că nu a fost plătit 7 ani de zile, mă înțelegeți? Nu a fost... Înțeleg, dar dumneata de când știi că el era în sclavie? De ce abia după ce a murit reacționezi? Atunci când era șapte zile în sclavie, auziți, de ce n-ai reacționat atunci? Auziți, domnul Orteg. Oleg. Deci, eu am sunat la poliție. Mă înțelegeți? S-a sunat la poliție în Șoncuta Mare Maramureș, domnul Orteg. S-a sunat. S-a deschis un caz de lipsire de libertate. Deci am avut încredere în autorități, mă înțelegeți? Ia uitați, vă dau. Am sunat și pe patron. O să vă dau o înregistrare în care l-am sunat în 2015, în care a spus să lase fratele să plece, să plătească. A spus că nu-l plătește numai după 10 ani. O să vă dau înregistrarea. S-a sunat la poliție. Poliția o clasat cazul. O spus că nu se întâmplă nimic pe o declarație falsă care... Au scris-o ei, au spus că fratele meu nu știe să scrie, dar avea 10 clase, știa 3 limbi, românește, spaniolă și știa și țigănește pentru că învățat-o la școală, mă înțelegeți? Noi suntem români, dar el era foarte deștept, au vrut să o prindă el, să o învețe, știți? Deci, ia uitați, au făcut o autopsie după moarte, au zis că a murit de ciroză, dar ia uitați, v-am dat niște poze, v-am dat o poză, puteți să vă uitați, în care se vede clar că fratele meu a fost bătut, mă înțelegeți? Este o persoană foarte importantă acolo în Maramureș, are foarte multe relații, mi-am dat seama că toți din primărie, din poliție sunt neamuri, are băiat în poliția locală, mă înțelegeți? Deci toți sunt din același sat, cam toată conducerea de acolo din Vălenii Șomcuții, mă înțelegeți? Deci iau câte 30-40 de mii ajutoare pentru animale, mi-au povestit lumea foarte multe, că și-au făcut fratele său o fermă de vaci pe banii Europei, după ce au venit banii, au dispărut fermele în magazine agroalimentare acolo în București, deci e o mică mafie locală, mă înțelegeți? Dar cum a ajuns fratele acolo? Deci fratele meu a lucrat acolo prima dată. Mă înțelegeți? S-a angajat ca acolo. Și cum oficial, s-a dus să găsească de muncă. Dar de ce i-a zis că 10 ani trebuie să-l țină? Avea vreo datorie, ceva? Nu, domnule, nu l-a plătit. O să vrea să-i cumpere o casă după 10 ani. Și uitați, după 7 ani, eu cumpărat-o în cimitir, mă înțelegeți? Eu cumpărat-o în cimitir. Deci eu sunt ferm convins, domnule, că s-a plătit autopsia, s-a plătit, mă înțelegeți? Deci, ia uitați, nici inspecția muncii, după 7 ani cu probe, sunt probe în declarații că a lucrat din 2011 până în 2018. Mă înțelegeți? Cu probe. Nu au făcut nimic, domnule, că nu poate să amendeze pentru că nu mai lucrează acolo. Cu probe, declarație, deci foarte... Deci s-a mușamalizat tot. Mă înțelegeți? Și moartea lui tot s-a clasat dosarul, că adică a murit de ciroză și nu l-a omorât nimeni, da? Da, exact. Dar și... eu nu am lăsat să claseze... Cine n-a lăsat? Dumneata nu l-ai lăsat să claseze dosarul? Da, cine da, s-a da. Constituit da, ca succesor al părții vătămate? Dumneata ca frate? Da, exact. Mm-hmm. Și ai contestat familia. Ordonanțele sau ce a fost acolo? Am contestat ordonanța, auziți, domnul Oleg. S-o pus la plângere la procuratură, care nu m-a ascultat, că toți sunt prieteni, că toată ancheta merge în favoarea patronului, mă înțelegeți? Să dea cazul la poliția județeană sau în altă parte, mă înțelegeți, dar nu poliția din Șocuta Mare, nu m-au ascultat, deci tot s-a grăbit să claseze cazul. Care este problema? Ia uitați, eu o să vă dau un număr de dosar, eu am fost amenințat aici, eu sunt sub protecția poliției spaniole, mă înțelegeți? Sunteți în Spania. Da, sunt sub, eu aici trăiesc de 22 de ani, domnule, aici trăiesc, aici am familia mea, deci am soție spanioloică, mă înțelegeți? Deci mi-am văzut de treaba mea, eu sunt un băiat, am umblat și eu prin lume, mă înțelegeți? Deci păi nu mă pot să mă mințească ei. Deci, să vă spun care, ia uitați, dacă dumneavoastră vă dau numărul de dosar, intrați în dosarul meu pe judecătoria Baia Mare, să vedeți ce mi-a făcut. Cum și pe mine m-a controlat, domne. Intrați pe judecătoria Baia Mare, dați la numele meu Marti și Marin și vă apare o citație cu parola mea. Cu acea parolă intrați la recursuri Cluj și vedeți unde locuiesc,
îmi vedeți toate probele. Așa mi-a fost amenințat și Bartorii, mă înțelegeți? Deci tot, Păi ce a fost? Un dosar penal și erați inculpat? Nu, 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 deci eu am contestat cauza morții fratele meu, pentru că A, nu era... Nu, înțeles. că... Și s-au încheiat judecățele? Aveți o încheiere Deci sau ea s-a ce? încheiat, da, domnule. Da, exact, s-a încheiat. Și Dar noi, eu au am... respins contestația, da? Plângerea Exact. penală. Dar eu să vă spun care e problema, domnul. Acum Și suntem în lucru. de când e decizia judecătoriei? Din februarie, martie, cam așa, februarie. Dar Păi, noi dacă suntem... e definitivă, vă puteți adresa la CEDO, că vi s-a încălcat dreptul la justiție echitabilă, articolul Este 6 din definitivă, Convenție. știu domnul Dare. Dar să vă spun care e problema, ce mi-a spus un avocat din Cluj, că eu acum, deci noi am pus o plângere la protecția de date împotriva judecătoriei Baia Mare, după care noi vom cere redeschiderea dosarului și anchetei, pentru că toate probele de la dosar, acel dosar, au fost contaminate, pentru că vă dați seama, public, domnul, public. Deci toate problemele mele, ce puneam eu la dosar, vedea toată lumea. Deci să mă țină controlat și pe mine, mă înțelegeți? Nu cred că afișau probe. Dosarele de la parchet nu se afișează nicăieri, mă îndoiesc. Domnul Darec, Și vă oricum spun sincer, uite, nu văd relevanța ce au datele personale și cu anchetarea morții fratelui. Dacă v-a respins judecătoria Baia Mare prin încheiere definitivă, vă puteți adresa la CEDO. După ce primiți încheierea redactată, aveți 6 luni să vă adresați la Curtea Europeană invocând articolul 6 din Convenție. Pe site-ul Curții Europene există formularele în limba română, în spaniolă, în orice limbă vă este comodă. Și vă plângeți împotriva statului că nu v-a făcut dreptate în cazul fratelui, în cazul anchetei fratelui. Acum au văzut că am găsit că am fost în februarie în România, am stat de vorbă cu conducerea poliției județene, în care mi-au arătat aceea declarație care o scris o frate, deci nu o scris o frate meu, o declarație că este bine, că nu ține nimeni forțat, mă înțelegeți? Deci chestia când am intrat acolo, păi nu mă lăsa să-mi deschid telefonul, N-a domnul scris, Dare. Știu, la poliție nu se permite cu telefon. N-a scris-o Deci nu fratele, mă lăsa dar a să-mi deschid semnat-o telefonul? probabil. Nu, deci, dar el știa să scrie, domnul, știa să scrie. Deci are 10 Dar clase. Da, putea să aleagă, scrie el sau scrie polițistul și el doar semnează. Adică nu, e liber. Pune clar, nu știe să scrie. Au scris că nu știe să scrie. Poate așa a invocat fratele, că n-a vrut să se deranjeze și a zis că nu știu să scrie, să scrie scrie, dumneata. Aia a fost falsă, eu știu. Deci Eu știu crezi că că a fost falsă. e falsă declarația, Da, ce da, nu e da. a lui. Dar semnătura seamănă cu Exact. a lui sau se poate cere o Deci, expertiză grafologică? știu, cunosc. Cunosc Deci că se aveți un poate avocat găsi. în România și vă reprezintă. Da, deci am pe cineva care ia, uitați, și frică, deși avocați le frică, deci când au auzit de ce e problema, mă înțelegeți? Mă ajută la... Până vineri o să punem o plângere și împotriva poliției Șocuta Mare, dar ia, vă dați seama, avocatul e un băiat foarte bun, avocatul e frică, mi-o face din umbră, mă înțelegeți? O face plângerea numele meu și o trimit eu la Procuratura Generală din Cluj. Deci chestie... autopsia i-a făcut-o chiar șefa medic Centrul de legist. Medicină Legală, da. Da, șefa. De șefa, colega, mă înțelegeți? Probabil Chiar era ea. tura ei sau era caz important sau e specializarea ei. Poate întâmplător, poate... Da, dar domnul Darek, la mine lovitura de la nas, o puteți vedea? Lovitura de la nas mie nu mi-a ieșit în expertiză, domnul. Eu până la urmă o să... N-are Mă legătură, înțelegeți? e alt dosar cu lovitura dumneavoastră de la nas și cu moartea fratelui. Câți ani avea fratele? 42, domnul. Fuma, domnul, bea, 42. Consuma alcool, fuma? Da, asta am dreptate. Dar îl bătea, ia uitați, am probe, domnul. Deci probe... Și dacă îl băteau, de ce nu denunța la poliție? Ziceți că știa 3 limbi, da, avea domnule, ia uitați, 10 clase? Ia uitați, și ce supărat. Acel polițist, capitan Voicu, unde sunam eu și spuneam, uite, îl bate pe frate meu. Deci se plângea la dumneata, da? Ca frate mai mare. Da. El și un martor, că-l suna, băi, eu luat telefonul, să nu poată să mă sune. I-a luat telefonul, domnul Dare. I-a confiscat telefonul, știa numărul meu din telefon. El, când îi lua telefonul, avea un prieten care mă suna. Îmi trimitea mesaj pe Messenger. Zicea, bă, vezi că l-a bătut pe Florin, bă, vezi că i-a luat telefoanele, bă, vezi că... Bun. În ancheta penal... Am pus acest martor, dar știi ce s-a întâmplat?
L-au cumpărat pentru că i-au dat de muncă la maică sa și la frate său. Și la un moment dat zice, da, domnule, nu știu să-l fi bătut, eu nu știu. După aia s-a schimbat și el, nu mai vrut să mai recunoască martorul, mă înțelegeți? Clar. Mă credeți, domnul de... Vă cred, până la proba contrarie, vă cred pe dumneavoastră. Ia Sper că uitați, n-aveți niciun interes să mai mințiți. Mă credeți că în data de 8 decembrie 2018 mi-am văzut fratele mort de o zi, conectat în Facebook, care este un dosar penal și acum. Este un dosar penal, aici s-au tot sesizat Deci ei. Care e explicația? Că cineva a luat telefonul lui da, și îl s-au mult și folosea amalizat, după moartea lui. Da, Putea da, eu fi am chiar intrat acolo. poliția care a închetat și încerca Nu, să nu, nu, afle nu, 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 cauza. nu, că se... Am găsit, este chiar martorul ăla, Mureșan Andrei, chiar ăla i-a intrat, a pus să șteargă niște probe de acolo, mesaje că i-a bătut, mă înțelegeți? Să șteargă niște comentarii care au dispărut. Deci, și ce sunt nervos, ce sunt supărat, domnul Ortega, ia uita, Mira, ia uitați, o suna, un martor o recunoscut din familia ciobanului, l-a sunat Florin și a spus, ia uite, am sunat la poliție că sunt sequestrat, dacă îmi vii tu de martor, că trebuie să mă plătească și n-au făcut nimic, nici în acest caz. S-au făcut că n-aud poliția județeană. Mă înțelegeți? Deci, ce să... Acum am o șansă că s-au trimis dosarul la DICOT pentru sclavie, dar nu din cauza morții, pentru sclavie. Sclavie, lipsire de libertate, să cerceteze DICOT în Maramureș și aici mai am o șansă, dar vă spun ce fac eu, domnul. Eu, acum când a fost virusul acesta, știți că nu s-a putut să se ieșim din țară și nu era bine să intrăm în țară de cea din Madrid, că au fost aici mulți morți și... Păi și acum e tot mai complicat și în România, probabil și da, în da. Spania. Deci nu am vrut să complic treaba, deci eu am rămas aici și n-am putut să ies. Dar eu, în momentul când eu pot să ies, de exemplu în luna august, vă spun sincer, mă duc la București. Mă duc la București și intru în greva foame, domnule. Doresc să mi-l dezgrop pe o nouă autopsie. O nouă autopsie, că e caz de crimă, ăsta nu, la crimă nu, cum se numește, nu, se nu poate se deschide oricând prescrie, dosarul. da, n-are termen de prescripție. Deci nu prescrie, pentru că eu sunt 100% că fratele meu a fost omorât, mă înțelegeți? Am înțeles. Omorât, s-a mușamalizat între prieteni, să vă dau un exemplu, domnul. În primăria de acolo, toți se cunosc, toți sunt din Valea Nișoncuții, toți. Poliție, ascultați, poliție, tot, un frate de-a lui, a bătut un om ca și l-a omorât, făcut nu știu cât arest domiciliar, mă înțelegeți? Deci, sunt, eu cunosc, un organ de Până cercetare la penală... decizia de condamnare, e normal să stea în arest domiciliar, după condamnare n-a stat în pușcărie? Nu. Și încă m-a și sunat să mă amenințe, că v-am zis că cum a apărut adresa mea și toate datele mele în judecătoria Baia Mare, că mi-au pus o citație cu parola, care trebuie să fie, să o cunosc doar eu, o parolă, și spune clar. Nu, să nu dau parola la nimănui, mă înțelegeți? Și cine mi-au pus-o pe pagina lor? Pe pagina lor deschis, îmi iasă citația, că m-au citat de aici pentru judecătorie, cu parola. Cu acea parolă intri la Cluj, înveți unde stau, numărul de buletin de aici din Spania, tot, domne. Tot. Am înțeles. Martor ce am avut. Deci, pentru mine e foarte grav. Sunt două aspecte că e grav. Să sun la poliție un cetățean că este sequestrat. Este grav. Să apară de 3 ori cuvântul sequestrat în acest dosar. Este foarte grav să nu facă nimic. Mă înțelegeți? Deci nu-i doar moartea. Că aici toate se leagă. Mă înțelegeți? De acord. E o consecință moartea, da. De exemplu, dacă iasă dosar de sclavie. Da, domne, din cauza sclaviei au murit. Că mi-o dat de mâncare, o dată în ploaie, frig, cu oile, mă înțelegeți ce vreau să zic? Bolnav, ia uitați, eu să vă trimit o înregistrare, să ascultați ce oameni sunt, domnule. Eu l-am înregistrat. A, fratele în vorbește. Nu, vorbește patronul. A. Vorbește patronul, că i-am spus să îmi lasă fratele să vină în Madrid, să-l duc la tratament. Zice, nu, că după 10 ani. Îți zic, de ce nu-l plătiți? Că bagă banii la bingo, domnule. Mă înțelegeți? Deci o să vă pun să ascultați înregistrarea din să putea evita moartea aia, domnul, să putea evita acea moarte, dacă poliția își făcea datoria de la început când am sesizat eu, mă înțelegeți? De acord. Mulțumesc pentru încredere, am înregistrat discuția cu dumneavoastră și dacă îmi dați voi o fac public, că pentru asta da, probabil domnul, da, m-ați sunat să afle lumea. Da, ia uitați, vă dau și înregistrarea cu din patronul, YouTube, bine. Cu patronul.
O să vă trimit, nu știu, ia uitați, v-am trimis niște, dacă vă uitați bine Da, în... mă, mi-ați trimis multe documente, înregistrări, audio, Exact, video, de exact. Vă tot dau felul. permisul să le publicați, să vedeți mesaje de fratele meu, să vedeți. Ia uitați, în România eu cred că o persoană când este plătit 7 ani de zile, domne, 7 ani de zile, Asta deci e ia sigur telefonul. robie, da. Este sclavie, domne. Deci n-au dorit, pentru că n-au vrut să-l închidă pe ăla. Nu vreau să-l închidă, mă înțelegeți? Dacă e sclavie, da, domne, să asociază moartea cu sclavia, mă înțelegeți? Condiții Dacă este... inumane, da, de privare de Da, libertate. dacă este inspecția muncii și îl amendează, la fel ajungem acolo, mă înțelegeți? La sclavie și cauza morții. Deci toate se leagă. Deocamdată, reprezentanții statului n-au confirmat nimic din acuzațiile dumneavoastră, deci sunt doar acuzații. Da, domnul, dar am probe. Ia uitați, mesaje de fratele meu, De acord, care nu s-au bine, luat. mă uit pe ele și poate le atașez la această discuție. Mulțumesc Și pentru încredere. vă trimit și vă rog să asistați, să asculte toată țara, domnul, că cum în România se plătește la 10 ani. Domnul Ortec, mă înțelegeți? Cum în România o persoană a ajuns să fie plătită la 10 ani. Și patronul să nu pățească nimic pentru asta. Exact. Am Deci înțeles. am trimis patru plângeri la Inspecția Muncii. Nimic, domnul. Am făcut o scris, o, o, am scris la Poliția Română, în care, da, într-adevăr, eu sunat Poliția Județeană și la fel n-au făcut nimic. Acum când au auzit că mă duc la București, mă înțelegeți? Când mă duc la București, da, au început cu sclavia. Dar după ce am spus că mă duc la București și într-o greva foamei, mă înțelegeți? Bun, ținem legătura și Ok. așteptăm relatări despre evoluția dosarelor la DIICOT, la parchet, la Și judecătorie cam când... și vă recomand să vă adresați și la Curtea Europeană Mă neapărat. uitați. Am avut noroc, domnul Ortega, am avut noroc cu un ziarist care... Nu, am găsit eu martor pe Facebook. Sunt foarte mulți martori care îl bătea pe fratino, care îmi povestea lumea. De acolo sunt și oameni de treabă, mă înțelegeți? Nu numai aia ce stau și au 40, 40, 50 de mii ajutor de la Uniunea Europeană pentru animale și care nu interesează nimic, doar banii. Sunt și oameni de treabă care mi-au povestit că îl bătea pe fratele meu, că știa lumea, domne, că îl bate și toți tăceau în gură. Din gură, mă înțelegeți, domne? Știa. Dar sunt interesele lor, Și asta banii. e complicitate, tot se pedepsește prin lege. Dacă știi despre o ilegalitate, despre o nedreptate și nu o denunți organelor sau public, tu ești complice cu cei care Da, încalcă domnule, drepturile omului și legile. exact. Și asta e problema. Deci, cum v-am zis, lumea știa. Mai ales, iau, ce ne-am spus la Poliția Județeană, când am fost în februarie, zic domnul Șulea, zic, ia uitați, mergeți pe calea Mireșului și întrebați acolo lumea, nu prietenilor. Ia uitați, acolo sunt martori de sclavia fratele meu. Și ce mi-a răspuns? Zic, o să mă duc, eu stau de vorbă cu ei. Zice, dacă mergi acolo, rămâi fără bani, că e foarte periculos. Dom'le, am fost acolo și noaptea și am stat de vorbă cu oamenii. Mă înțelegeți? Deci îți Vă dați seama prejudecăți răspunsul ce despre mi-au dat. oamenii aceia, da. Deci eu sunt 100% și o să-l dezgrop. O să-l dezgrop. Toată mafia aia PSD, că e o mafie PSD care vine Maramureș, nu puteau singuri să-i ajute. Mă înțelegeți? Nu, vă spun Mafia nu sincer. are culoare politică, mafia poate fi de toate culorile. Știu, Mafia știu, e știu, mafie, domnul certată Ortu. cu Știu. legile și cu drepturile Deci omului. sunt neamuri, cam toți de acolo sunt neamuri și prieteni. M-ați înțeles? Sunt Așa poliție. funcționează mafiile, da, pe Exact. Pe de-aia zic clientelism, că e pe mafie. Și nepotism. asta nu mă poate astupa gura. Ia uite, s-a fost și amenințat. Eu v-am spus, m-a sunat. Bă, că te căutăm, că... Bă, nu mă interesează. Căutați-mă. Mă înțelegeți? Ce vorbești de mine, de fermă, de vaci? Zic, da, asta e adevărul, fratele meu. Și o să mă lupt să le trimit acolo ceva. Pentru că omul ăla, dacă nu lua atâția bani, dacă nu furau atâția bani de la Uniunea Europeană, nu avea de unde să plătească un medic legist. Mă înțelegeți ce vreau să zic? Deci eu sunt 100%, ia uita, sunt 100% ca acel medic legist în care nimeni nu a văzut lovitura de la nas. Și a fost întrebat, au fost întrebat, că a fost unica persoană care mi-a făcut un bine până acum, un ziarist de la Libertatea din București. Dar Explicați-mi, domnul... cine v-a dat fotografia fratelui? El mi-a trimis-o, deci eu n-am putut să mă duc, eram cu munca și l-am rugat, zic, bă, ia uite, fă niște poze la mormântare. Și mi-a trimis așa niște poze vărsate care era foarte departe și mi-a trimis un CD, un disc. Deci, în disc,
Un timp nu m-am uitat la el. Dar când am deschis discul, deci am văzut și am poze și mai clare, se vede asta și sânge, domnul. Se vede și sânge. Mă înțelegeți? Că asta Dar n-am făcut cine l-a poze la... mormântat pe frate? Mai aveți rude în satul acela? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Deci eu ia uitați, eu să vă spun, eu când l-am, eu aici și maica mea, mă înțelegeți? Deci eu când am adus-o pe maica mea, l-am adus și pe el. Și mi l-au convins să margă înapoi. Deci eu l-am adus aici, ia uitați și maica mea, are acum, face 72 de ani, era bolnavă, ia uitați acum, e bine. Era moartă dacă era în România, vă spun sincer. Ia uitați, am adus-o și pe maica mea aici, deci eu mi-am făcut o familie frumoasă aici, mă înțelegeți? Deci, eu în țară nu mai am pe nimeni. Dar asta nu contează. Contează, domnul, că ia uitați ce fac. Deci nu vreau. N-au dorit. Mi-au clasat un caz în 2016 și acum toți se spală pământuri. Toți doresc să se spele pământuri. Mă înțelegeți? Dar atunci, Să în se putea... 16, ce s-a întâmplat? Deci când am dat eu, am sunat eu la poliție, uitați, îmi ține fratele sequestrat, că nu-l lasă, că nu... Da, Mă tot despre înțelegeți? frate, am înțeles. Și au clasat cazul, domnul. Să putea evita și uitați, după aia, după 2 ani de zile, după 2 ani, cu acea declarație care v-am spus eu, că a scris organul de cercetare penală, a scris organul de cercetare penală și fratele meu doar au semnat-o, dar nu sunt sigur nici de aceasta. Am înțeles. Mă înțelegeți? Au clasat. Acum dați-vă seama, să-ți moră persoana după 2 ani de zile, ai probleme, că ai clasat un caz. Da? Deci, Deci și statul părerea mea, complice. știți care e? Ia uitați, părerea mea, știți care e și la conducerea Poliției Județene? Că am făcut și acolo o reclamație pentru acest polițist, că cum e posibil să suni un polițist că este sequestrat, că am probe. Sunt probe. Dacă vreți, eu vă dau să vorbiți cu omul, vorbiți cu omul și vă povestește tot. E familia lui, dar nu spune cine e. Că o să Sigur, aibă probleme acolo. garantăm anonimatul dacă omul cere protecție. Da, că sunt neamuri, e nepot. Ia uitați, și nu-l cunosc, că nu l-am văzut la față și mi-a spus, ia uite, când m-a sunat Florin, că o sunat la poliție că e sequestrat dacă mă duc de martor. Dar asta nu mă interesează cu martorul. Mă interesează când o sunat Florin, că o sunat la poliție că e sequestrat. Mă înțelegeți? Asta din punctul meu de vedere e foarte grav. De acord, dacă să nu s-a reacționat, e grav, e compromițător pentru organe. Exact. Și din această problemă, nici poliția județeană n-au dorit aflarea adevărului pentru funcțiile lor, vă dați seama, nu? De să acord. Claseze un caz în 2016, să vezi un fals în documente, că ei și-o dat seama, domnul. Ia uitați, eu am acolo pe cineva care mă cunoaște de la mine din sat, un om care l-a respectat, mă înțelegeți? Și nici nu m-a salutat în poliția județeană. Deci și eu cunoșteam, m-am dus, nici nu m-a salutat, domnule. Mă înțelegeți? Deci suntem și ei, funcțiile și am spus, eu când acum când intru în vacanță, să sperăm că să poate călătorie. Să mergem liniștiți. Eu să vin în București și uitați în fața din coț sau în poze de televiziune sau, mă înțelegeți, mă pun în greva foame, domnule. Pentru că nu e normal o persoană să fie plătită în România după 10 ani de zile și acea persoană să fie liberă. Mă înțelegeți? Să zică că plătești după 10 ani. De să acord. Lucreze o persoană pentru tine 7 ani de zile fără să fie plătit, mi se pare că e sclavie curată în Maramureș. Vin și eu alături de dumneavoastră, țin greva foamei că am mai făcut-o. Protestăm să se aplice legile. Exact.